Problema este în felul următor. Toată lumea, înainte de a-și amplasa tarabele, merge și și-achită anticipat pe toată perioada la domnul director Manea. Nu vrem să avem probleme ca și anul trecut, să fim nevoiți să dăm amenzi, pentru că am descoperit foarte mulți comercianți care nu aveau achitate taxele aferente pentru participarea la târg. Doi la mână, toată lumea să aibă documente de proveniență a mărfii, certificate de înregistrare în copie la ei, cu documente depuse de la fiecare societate în parte, într-un dosar la domnul Manea, pentru a putea avea o evidență clară și exactă a tuturor care participă la aceste evenimente. Bun, următoarea problemă. Nimeni, în afară de spațiu pe care l-are alocat prin contract, să nu depășească nici măcar cu 10 cm. Altfel, amenziile pentru ocuparea domeniului public, fără acord de ocupare emis de primărie, se sancționează de la 3 milioane la 5 milioane. Anul trecut am avut foarte multe probleme, pentru că oamenii nu aveau pe unde circula, datorită extinderilor de tarabe. Anul acesta nu se va mai tolera astfel de aspecte. Noi cam atât avem să vă spunem, documentele la dumneavoastră tot timpul, vis-a-vis de mașini parcate și de... Poftim? Păi, aprovizionarea se va face, probabil, nu știu exact cum are domnul director planul, dar probabil că aprovizionarea se va face în cursul zilei. Tocmai de asta, nu mai avem mașini parcate pe stradă, asta vorbeam. Bun. Seara, fără mașini parcate în interior, pe spațiul de afluire pe care îl vor asigura colegii noștri de la circulație. În momentul în care doriți aprovizionare, probabil că domnul Manea vă va acorda un permis de trecere pe care îl va arăta colegilor de la intrare și pe baza acelui permis veți putea intra. Altfel, nimeni nu intră. Mai mult de atât, eu n-am ce să vă mai spun. Ziceți. Sau mai bine spuneți în parcă o permis. Deci, suntem afară, mulți dintre noi. Am vrea să se respecte lista de anul trecut. Discutăm, de nu vorbim cu domnii de la poliție. Vorbeam păi cu patru. Urmează să vă spun eu tot ce... Deci v-a spus reguli pe care... Nu, cum să spun, sunt multe informații la momentul ăsta, am ținut să le spunem toate la început. Nu vă speriați, nu sunt, că sunt niște reguli pe care trebuie să le respectați. Respectând regulile astea, merge treaba strună, da? Bun. Acum. Deci o să vină, după cum știți, în fiecare an, astăzi să fac și plăți. Da? Taxele nu s-au modificat. O să primiți, veniți aici la unde-i portul ăsta, o să fie cineva de la administrație care încasează. Procedăm ca și anul trecut. Mergem pe teren, identificăm locul, vă dau un bilețel pe el în care scriu societatea, suprafața și sectorul. Cu bilețelul acela veniți la domnișoara aici, la plăți, cu documentele. Mulți dintre dumneavoastră ați venit acum. Nicio problemă, avem cereri pregătite, care n-ați făcut cerere. Completați repede o cerere, o ștampilați, lăsați documentele firmei, vine, vă taie o chitanță și acum o să vă explic ce fel de, în ce constă taxa. Deci pentru cei de afară o să primească două chitanțe. Una din ele o să scrie pe aia energie în cuantum de 45 de lei, în care se include permisul și consumul de bec. A doua chitanță să numesc, o să fie utilități și numai, după cum ați observat, nu mai scriem chiria. Chiria intră în utilități pentru că e domeniu public și nu pot să-mi permit eu să fac acolo, nu administrez eu. Dar trebuie să plătim locul, că asta așa e normal. Utilități care constă din 5 lei apa, toată lumea vine și se spală aici, folosește toaleta și mai departe. Chiria, deci fiecare o să aibă locul, suprafața respectivă, înmulțit cu 2 lei, da? Pe metru, pe zi, ori 8 zile, înseamnă o sumă, da? Intră tot aici la utilități și gunoiul, care înseamnă 0,50 de bani pe metru, pe zi, da? Deci o să fie astea două lucruri, da? Deci energie, o echitanță cu energie și una cu utilități. Pentru cei din interior, care aveți aleea aceasta și aleea cu fructele și cu astea, o să aveți 3 chitanțe.
una energie care intră cuantumul becurilor și permisul, deci toată lumea i-a permis din ăsta, nu discuți. O să vi-l dea domnișoara obligatoriu. Toată lumea aveți mașină și o să aveți nevoie să intrați. Da? Permisul îi arată așa, semnat cu roșu, nu se poate falsifica pentru că e scris cu roșu, nu știu. Acum cu seropsurile astea, dar eu îmi dau seama. Sunt atât de... Da. Nu se pune probleme. Dar nu cred eu că pentru... Se bucură pentru... Ne băgăm... Da. A, deci pentru cei din lăuntru, repet, o să fie o chitanță, energie în care intră permisul și becul și utilități, apa, 5 lei și gunoiul și o chitanță cu chiria. Pentru că aici îl administrează piața și trebuie să avem suprafața de închiriat. E clar până aici? Da. Sunt probleme ceva, ați înțeles, da? Bun. Eu cam asta. Da, câteva cuvinte și la doamna cu PSI-ul. Să aveți stingător. Spun eu și o să vă spună și doamna. Pentru că amândoi am vorbit ceva la birou. Da. Hai, am glumit. Periche PSI doar un minut, maxim. Este vorba despre faptul că în contract sunt prevăzute clauzele pentru care dumneavoastră semnați, vi le însușiți, e bine să recitiți, să știți ce vă revine pe linie PSI. Deci din momentul în care ați încheiat contractul, vedeți ce scrie acolo, în funcție de sectorul în care doriți să activați. Pe parte de alimentație publică sunt niște reguli specifice, pe parte de comerț industrial alte reguli, dar în general, pentru început, trebuie să spunem despre căile de acces. Locurile deci, la cei mărunți. Căile de acces trebuie să respecte niște dimensiuni. Pe lateral vor fi foarte simplu, pentru că sunt trasate. Însă, pe înălțime, vă rog să luați în considerare faptul că o auto specială de pompieri are o înălțime maximă de 3,3 metri. Deci, vă rog frumos, cei cu alimentația publică, atunci când... Da? Deci, 3,3 metri. Deci, pentru asta ei să aibă un stângător. Asta pentru stângătorul, dacă l-aveți, vă rog să fie verificat. Deci, trebuie să aibă... Dacă l-aveți. Deci obligativitatea să aveți un stingător cu centite. P6 verificat la zi, da? De către o firmă specializată. Deci nu că l-am acolo sau din ăla de auto. Dă-ți-mi și mie unul. Când ajungeți aici, vă dau, că de așa nici nu mai ajung. Dă-mi și mie una la tine. Să punem și asta de la... Gata, hai să nu mai mergem, că vine căldura. Eu ce să vă zic, mergem, mă dau locurile, veniți plătiți și vă urez multă baftă să vă vindeți mari. Mulțumim frumos!